De Crăciun, solicitările au curs la serviciul de ambulanță Olt și anul acesta. Peste 200 de persoane au cerut ajutorul cadrelor medicale după ce au mâncat sau au băut mai mult, ori au neglijat să își mai ia tratamentul. Un număr de 260 de solicitări, cu o creștere a numărului solicitărilor în cea de-a doua zi de Crăciun. Suferințele pentru care populația a apelat la noi au fost cele de natură abdominală, probabil datorită abuzului alimentar în preponderență. Aglomerat a fost și la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina. În ajun și în cea de-a doua zi de Crăciun au fost cele mai multe prezentări la UPU. Un număr mai mare de pacienți s-au prezentat în ziua de 23 decembrie, respectiv în ziua de 26 decembrie, atunci când și numărul de internări a fost mai mare. Urgențele au fost variate, au predominat episoadele acute de boli cardiorespiratorii. Nu au lipsit nici agresiunile, spun medicii slătineni. Mai multe persoane au ajuns la spital cu capul spart sau plăgi înjunghiate după ce, pe fondul consumului de alcool, s-au luat la bătaie. Cadrele medicale spun că se așteaptă la un număr mare de solicitări și de anul nou.